Cei patru tineri au plecat la furat în comuna Run cu satul Bota, dar pentru că nu aveau nici combustibil pentru a ajunge acolo, l-au furat și pe acela. Tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 23 de ani au reușit să sustragă pentru început cantitatea de 50 de litri de motorină dintr-un autobuz parcat în Târgu Jiu, după care și-au continuat drumul. O parte dintre hoți au stat de pază, iar ceilalți au vrut să forțeze ușile unui magazin din sat. Și-au dat seama că au fost văzuți și au luat-o la goană. Au urmat o urmărire ca în filme, însă după 3 km au fost opriți. După verificările efectuate, polițiștii au constatat că șoferul autoturismului în care se aflau tinerii avea permisul suspendat. Aceștia au fost reținuți și prezentați astăzi procurorilor cu propunere de arestare preventivă. De ce ați furat? V-au văzut polițiștii? Da sau nu? Cei patru tineri sunt suspectați de comiterea mai multor infracțiuni de fur calificat. Pe numele acestora, polițiștii au emis ordonanțe de reținere pentru o perioadă de 24 de ore. În sarcina uneia dintre ei a fost reținută și infracțiunea de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, deși avea dreptul de conducere suspendat. Acesta folosea un autovehicul pentru a-i transporta pe ceilalți trei suspecți la comiterea faptelor. Polițiștii continuă activitățile de cercetare și investigațiile în vederea documentării întregii activități infracționale și stabilirii răspunderii judiciare, existând indicii temeinice că suspecții ar fi săvârșit mai multe fapte de furt pe raza județului Gorj.